Odată cu prezentările de modă internaționale, designerii de la noi din țară și-au lansat și ei colecțiile de toamnă. Acestea au fost expuse publicului în cadrul unei defilări de modă. Tinerii creatori spun că în această toamnă cele mai la modă culori sunt negru, alb și bej. Hainele croite de tip oficial sau clasic sunt în continuare populare. Sacourile, jachetele, pantalonii clasici, cămășile sunt piesele care nu pot lipsi din garderobă. Caramela este încă o nuanță la modă în toamna-iarna din 2022. Datorită faptului că este o culoare neutră, aceasta poate fi potrivită cu orice outfit. Suntem într-un secol în care este actual practic orice articol vestimentar. În colecția noastră am folosit culorile standard, ca alb, negru, bej, deoarece toamna vrem să fim mai neutri. Pot spune că albul este culoarea dominantă și în acest sezon. Colecția noastră este formată din articole vestimentare tip clasic, sacouri oversize, rochii de zi și clasice. Pentru această colecție am folosit țesături atât neutre cât și cu printuri. Organizatorii defilării de modă spun că tinerii designeri au primit un suport pentru a-și vedea colecțiile pe podium. Acum aducem un suflu nou pentru că avem 6 designeri noi, cărora le oferim suport. Îi ajutăm să-și expună colecțiile proaspăt create. Avem în jur de 11 colecții, dintre care 6 sunt cei tineri designeri care i-am alăturat pentru această ediție. Potrivit designerilor, în această toamnă, ținutele pentru femei păstrează elementele precum corsetele incorporate în rochii, corsetele de piele și tot ce este oversize își menține poziția în tendințe.